în incinta Bibliotecii Naționale, unde astăzi unul dintre cei mai meritoși instrumentiști din țara noastră, Adam Stânga, a lansat în premieră cartea Din zestră lăutărească. Prieteni, colegi, compozitori, dar și oameni apropiați s-au adunat pentru a-l susține, dar și pentru a-i aduce cele mai frumoase cuvinte de felicitare. Cartea este construită în jurul a 29 de piese instrumentale selectate de autor și are 3 secțiuni. Exerciții pentru flexibilitatea aparatului, piese transcrise pentru trompetă solo și piese în care partea solistică este însoțită de acompaniment pianist. Câteva lucrări găsite în carte au fost interpretate de către discipolii săi. Un grad de complexitate destul de ridicat, adică cer un grad de maestrie avansat. Piesele, inclusiv cu legere și deosebesc, din punct de vedere categorial, caracterial, structural, tematic și configurativ, combinând sonorități diferite. Mesajul și esența acestora sunt transpuse în versiunea lui Adam Stânga, care apare în dublă ipostază de interpret și creator. Nuanțarea sau mai degrabă particularizarea provenienții mare majorități a melodiilor este una individualizată. Cine nu știe pe Adam? Ca Adam nu cântă nimeni și el cântă ca nimeni. Adică cântă foarte complicat, foarte frumos, foarte lăutărește și merită lăudat pentru asta, că a născut un stil aparte pentru interpretarea la trompetă. Îi doresc mulți ani și felicitări cu lansarea acestei cărți. Adam, felicitări, nu numai din partea mea, dar din partea tuturor care te admir, care iubesc folclorul, care iubesc muzica lăutărească și celelalte și altă muzică, că le recunoști inițial pe toate. Vreau să doresc în primul rând multă, multă sănătate, cât mi-e scumpă decât toate, să faci ce mi-ai făcut, să așa să ții, așa să ții hangul, fiindcă duci căruța bine. Și lucrul ăsta, cartea asta, aș vrea ca să o citească viitorii trompetiști, nouă generație, care multe cam nu înțelege ce este muzica populară, dar cred că s-o rogui cei care scuipă în acest lucru, că asta e ceva sfânt, cum este Biserica Sfântă și literatura bisericească, așa este și muzica. Thank you.
eveniment cu această lansare de carte, care de fapt este o mare sărbătoare pentru toți trompetiștii din Republica Moldova, dar și pentru cei din România, pentru trompetiștii profesioniști, atât și pentru trompetiști începători, dar și, în ultimul rând, pentru trompetiștii care abordează diferite stiluri interpretative, deoarece această carte conține în ea și o metodă de exerciții zilnice, de ce zic zilnice, fiindcă metoda are cel mai bun efect atunci când se face în fiecare zi. Doamne, este doar un muzician excelent, extraordinar, un mostenitor și confirmator al unei tradiții vechi de răutar. Nu doar un om de mare omenie, dar este și un foarte, foarte bun organizator. Și aici vreau să amintesc și despre festivalul Trompete, pe care l-a organizat acum câțiva ani, un festival extraordinar și care, sper eu, va avea continuitate. O sărbătoare foarte frumoasă, sper că și zârneștenii, cei de la Zârnești, din satul lui Adam, se bucură și ei, cum ne bucurăm și noi, se bucură Basarabia, se bucură România și multă lume din întreaga lume. E frumos, sunt bucuros că Dumnezeu a făcut posibilitate și loc în inima mea și a familiei mele, avându-l pe Adam ca prieten. Atunci când iese în scenă, dă personalitate muzicii pe care o interpretează. Acest lucru îl pot face la mari maestri a scenii și pentru aceasta e bine. Și acum suntem prieteni de familie, îl știu ca un bun instrumentist, unicat în felul său, pentru că instrumentești buni avem mulți și nu puțini, dar el este unul care a adus ceva deosebit în lumea muzicală, ca sunet, ca melos popular și, de ce nu, și ca un bun profesionist. Astăzi, aici, la Biblioteca Națională, a avut loc o sărbătoare de zile mari și protagonist este Marele Adam Stânga, cel care pe parcursul anilor a știut să adune din zestrea neamului, în special muzica lăutărească interpretată la trompetă. Dumnealui a știut să aducă în scenă tinerii trompetiști, învățăceii Măriei sale, care cred că și în seara aceasta au învățat ceva de la Adam Stânga. Thank you.
frumos că sunteți astăzi alături de mine, alături de familia mea. Și toți în parte vă mulțumesc. Sărbătoarea aceasta pentru familia noastră este sărbătoare mult așteptată, este sărbătoare frumoasă, este rodul muncii. Și vreau și eu să mă împărtășesc cu dumneavoastră. Mulțumesc tuturor care au participat la această carte pentru a ieși la lumina zilei.